Fiul s-a pogorât în rob și a făcut lucrare de înger. Domnul înviază pe rând, ca un val de lumină purtat pe rotundul pământului, de 12 ori triumfător la stele, din Ierusalim până în Ierusalim. Un văzduh de clopote se stinge și altul izbucnește dincolo, către apus, mereu pe urma soarelui, din prag în prag, pe rotund. O țară a învierii, purtată de îngeri în ștafete, de 12 ori se pogoară la meridian și aprinde o trâmbă de făclii lungă, de la un pol la altul, pe rotund. E o înviere pentru noi, oamenii, pentru cei din orizontul satului și al cetății și al țării și al pământului. Noaptea învierii nu cunoaște somn, ea e numai veche, ca rugăciunea neadormită din chinoviile muntelui. Zarea de acasă, inel la creștetul unui sfânt apusean, se înclină la măsura curcubeului și îmbracă pământul în aura icoanei bizantine. Sângele răstignirii, sleit de păcatele noastre, e acum flacără zvâgnitoare în vinele rotundului, dumnezeiască aritmie devenită Dumnezeu ritmic. Împlinire și așteptare, învierea se prefiră pe curgeri. Hristos a înviat! Iubiți credincioși, ceea ce ați rostit acum nu este un simplu răspuns la o salutare, ci o mărturisire de credință. Ați adeverit cu graiul vostru propriu și cu propria voastră conștiință că Hristos într-adevăr a înviat. Așa cum nașterea lui Hristos este un fapt istoric, așa cum botezul lui Hristos este un fapt istoric, așa cum predica și minunile lui Hristos se alcătuiesc într-un fapt istoric, așa cum patima și moartea sa pe cruce sunt un fapt istoric, și învierea lui este un fapt istoric, care însă nu se învață din cărți, ci se însumează prin credință. Prin acea credință pe care Domnul după înviere i-a recomandat-o apostolului Toma: fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Dar noi am văzut, iubiții mei, învierea lui Hristos și de aceea și credem întrânsa. Am văzut-o pentru că n-au văzut-o contemporanii lui. Când ne gândim la suferințele lui Hristos, ne înspăimântă durerea celui ce a suferit pentru noi ca nimeni altul. Și spun ca nimeni altul, pentru că primea pe obraz palmele pe care el însuși le făcuse. Dar ceea ce ne întristează și ne înspăimântă este imensa sa singurătate. De îndată ce a fost arestat în grădina Ghetsimanii, proprii săi ucenici, cuprinși de slăbiciune omenească, de frică și lașitate, l-au părăsit și l-au lăsat singur. Pe toată durata patimilor sale, Domnul Dumnezeu a fost singur. A fost înmormântat în grabă și fără ceremonia cuvenită. Nici sfintele femei n-au avut voie să se apropie de mormânt. S-a făcut spre seară, conspirativ. Învierea n-a avut martori. Martori a avut cel înviat,
Dar noi, iubiții mei creștini, ne-am adunat în această săptămână ca să-i arătăm lui Iisus că noi nu l-am lăsat și nu-l lăsăm singur pe Dumnezeu. Am fost împreună cu El în clipa arestării, am fost cu El în rugăciunea cu sudor de sânge, am fost împreună cu El la Ana și Caiafa, am fost împreună cu El în fața lui Pilat. Noi n-am strigat, răstignește-L, ci am strigat, Doamne Iisuse, ai milă de noi, cei care te răstignim. Și suntem martori învierii Lui, că dacă prin credință nu am fi martori învierii Lui, atunci n-ați răspunde adevărat a înviat.